Vă salut! Uite, am luat hrănitorul ăsta. Să știți că e foarte bun. Anti-risipă. Dar puiul ăsta e foarte prost. Și ăsta e... Na, ăsta încearcă să-i facă concurență. Și trebuie să-i schimb ăsta. Dar să știți că e foarte bun. Dacă și-a spus de prepeliță de 200 săptămâni, și-s foarte proști. Chiar și în ăla s-a necat câțiva, unul. Câțiva, unul. Și în altele s-a necat. Și în ăsta s-a necat. Și e dezastru cu ei. Sunt prea proști ăștia de prepeliță. Dar pentru găină, cred că e bun asta. Pentru pui de găină, e bun. O să-l iau pe altul înapoi care n-are chestiile astea. Și e doar așa. Scurie, că practic e mâncarea în tot ăla. Și mai mâncă și când pică pe jos. Da. Da, am vrut să vă arăt. Dacă vreți să puneți prepeliță de o zi, să nu vă luați din ăsta dacă nu vreți să-i găsiți așa tot timpul. Să tot timpul găsești așa. Chestia e simplu, că scoți, apeși, trage, răsucești asta un pic și gata. Pinge în partea aia. Are aici niște umbre și gata. Da, bine, hai că eliberez pe fraier. Uite așa. Unde se cește așa? Hai să zic că acum nu mai rezistă ei la o cădere. Mi-e greu cu mână. Trebuie să vă arăt vouă ce fac. Uite, ăștia doi proști. Mă pun acolo ca să meargă aproape de apă, că poate risete, nu știu de când tot acasă. Hai, bag un pic de apă. Bag și un pic de apă, că știu, ești prost. Bine, asta a fost tot. Review la hrănitorul ăla. Aha.